Чокаю вади міським маркером, тері-дірі-дірі, Дашу пустим був мені паркером, тері-дірі-дірі. Ай, 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 таротами по нічку, а келіщу, а кішку, Тріту світів уже щирам, тері-дірі-дірі. Проти рота щирам краєм, уже муки шукам краєм, Пісна тоді подружаєм, тері-дірі-дірі. Чокаю мені паді, ай, 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 ай,
Та-ра-та-тай. Та поди мой милья. Та-ра-та-та-та-та. Шиви шапая сюда. Та-ра-та-тай. Ай, зиши не мною. Поди цара дороги. Дорогой не не спути. Să nu coboare de pe scenă până nu își primesc colăcuții și din partea jurului fiecare solist să se prezinte. Știm sigur că nicio sărbătoare nu are farmec fără dans și voie bună. Tocmai de aceea grupul folcloric Fiii Dărmăneșteni ai Liceului Tehnologic Dărmănești, coordonat de profesor Apeti Cristian, profesor Sofica Arătoaie și doamna director profesor Maria Arsandi vă vor prezenta minutele următoare o suită de dans popular. Nu pot să remarc nici faptul că domnul coordonator, Cristian Petre, a venit îmbrăcat într-un costum autentic de neauș moldovenesc. Aplauze! Exaltarea căsătoriei și durerea de decesul, precum și tradițiile folclorice de peste an. Evoluția tradițiilor, obiceiurilor, datinilor și portului popular s-a dezvoltat, s-a completat ca urmare a preocupării localnicilor a tineretului pentru joc. Interesul unor cadre didactice ajutați de locuitorii cărora le-a plăcut ora din sat. Pe această temă, la ora satului, ansamblul de dansuri populare, Fiii Dărmăneșteni, copiii și tineretul, au dansat și dansează pe scenă, îmbrăcați în frumoase costume de sărbătoare, autentice, ca la ora din sat duminica. Și acum, în fața dumneavoastră, câteva perechi din acest ansamblu vă vor prezenta dansuri cu strigături, așa cum se dansează la noi în localitate.
Hora cu strigături, corocheasca, polca, bătuta în doi, sârba pe margine, instructor, învățătoarea Rățoaie Sofica, Liceul Tehnologic Dărmănești. Thank you.
Frunze-n
verde, trei scălăieți, hai lași băi, haide mai băieți. Frunze verde, trei scălăieți, dar hai lași băi, haide mai băieți. Care vreți, care puteți, care nu mai rămâneți, care nu mai rămâneți, cerciți-vă din mărăți. Hai, hai, câte unul, câte doi, tot copii la noi, joacă fete și flăcăi, joacă mușnicei. Câte unul, câte doi, tot copii la noi, joacă fete și flăcăi, joacă mușnicei. Tot pe loc, mai cu foc, verde cu suiou, da, tot pe loc, mai cu foc, hai mândră la joc. Dar tu pui că nu mai stai la gând, da, intre în core că-ți facem rând. Dar tu pui că nu mai stai la gând, da, intre în core că-ți facem rând. Intre în joc călăture, ei nu toți sta și te uita. Ai mergeri și cerșei și ești drag la plăcăi. Hai, hai, câte unul, câte doi, tot copii la noi. Joacă fete și flăcăi, joacă mușnicei. Câte unul, câte doi, tot copii la noi. Joacă fete și flăcăi, joacă mușnicei. Tot pe loc, mai cu foc, verde cu suiou, da, tot pe loc, mai cu foc, hai mână la joc. Uite jocul cum s-o mai aprins și flăcăi bună s-au ușit. Uite jocul cum s-o mai aprins și flăcăi bună s-au ușit. Cu mândruțele împreună joacă toți cu voi bună. Ușurel și sprinteior joacă roata binișor. Ai, ai, câte unul, câte doi, tot ca fi la noi. Joacă fete și flăcăi, joacă moșurii. Rugăm grupul să vină înapoi pe scenă, să-și primească bine meritații colaci și încă o dată aplauze. Aplauzele dumneavoastră! În ajun de anul nou, tata mi dădea un zurgălău cu clinchet cristalin, de gât o traistă mi-a agăța și așa porneam uratul prin vecini. La fel a făcut și grupul folcloric Dunărenii, al Colegiului Tehnologic de Alimentație și Turism Dumitru Moțoc Galați, coordonat de profesorii Ion Popovici, Dorina Moraru, Elena Grigoraș și Dabișa Simona. Au sosit tocmai de la Galați să vă ure un plugușor, să vă încânte cu glasul cristalin și, desigur, glasul solistei Niță Elis Ioana, 18 ani, care va interpreta doina Săraca copilărie și să vă prezinte dansul caprei din zona Galațului. Am dorit să precizăm și faptul că solista va fi însoțită de trei dunărene care ne vor prezenta o parte din îndeletnicirile oamenilor în timpul unei șezători. Bine ați venit! Scena va aparține! Foarte frumos la Dărmănești. Mulțumim și Comunei Poduri.
pentru așa un festival frumos. Este pentru prima oară când participăm și ne dorim foarte mult să facem din această participare în fiecare an o tradiție, să îmbogățim sufletul copiilor, tinerilor de astăzi, cu frumusețea tradițiilor românești. V-am pregătit un plugușor, avem o doină și avem și un joc al caprei din zona Galațului, din zona Dunării de Jos. Mulțumim! Hey! 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 H
Frumusețea sărbătorilor de iarnă este dată de culorile vii care ne înconjoară, de dansurile specifice ale acestui moment și de cetele de urși care ne încântă privirea. Ceata de urși din Dărmănești reprezintă Liceul Tehnologic Dărmănești, coordonat de profesor Apete Cristian, profesor Sofica Arătoaie și doamna director, profesor Maria Sandei. Să primim ușii și menționez că acest moment se jurizează separat față de cel anterior. Tradițiile de altă dată și portul popular își găsesc locul în fiecare an, pe data de 31 decembrie la Dărmănești. Aici, ajunul anului nou este servat prin jocul cheilor de urși și al irozilor, obiceiul ce sunt păstrate la poalele munților Nemira de secole. La poalele munților Nemira, în fiecare an, pe data de 31 decembrie, ursul de la Dărmănești prinde viață. Veche de secole, tradiția jucatului cheilor de urs în cântecul vibrant al tovelor învigorează populația de pe Valea Trotușului, dar și spectatorii care vin din diferite părți ale țării pentru a lua parte la Festivalul Național de Obicei și Tradiții, Ursul de la Dărmănești. Ritual păgân la zi de sărbătoare. Deși noi sunt cunoscute cu exactitate originile, jocul ursului și-a găsit o semnificație în rândul locuitorilor de pe Valea Trotușului. De mic copil, bunicul îmi vorbea despre țiganii care veneau de pe meleagurile noastre cu puii de urs pe care îi puneau să joace pe spinarea celor care îi sufereau dureri de șale. Aceștia erau numiți ursari și colindau lumea de la un capăt la altul. Potrivit acestuia, deși timpul a îngropat numeroase generații, tradiția și semnificațiile jocului pieii de urs au rămas aceleași. Ursul este însoțit de ursar care se apără de furia fiarei cu un par. Jocul ursului are regulile sale stricte, peste care niciun flăcău din ceată nu trece. Pe data de 31 decembrie, când se joacă ursul în centrul orașului, fiecare știe cu exactitate ce are de făcut. Tradiția se transformă în această zi într-un spectacol atât pentru locuitorii Dărmăneștiului, cât și pentru cei curioși. Pe scenă urcă mai întâi măscăturile, care prin pocniturile și jocul lor vor alunga spiritele rele de peste ani. Urmează urși, al căror joc este condus de ursar. De când eram copil, textul de la urs a rămas același, iar ritmul tobelor ne este în sânge. Dansul irozilor. Ajunul anului nou este marcat și de dansul irozilor la Dărmănești. Și acest obicei ne este cunoscut de la bunici. Dansul irozilor are o conotație religioasă, fiind legat de nașterea lui Isus. În ceata de irozi din Dărmănești, pe piteame de atât fete cât și băieți îmbrăcați în straie populare și ținând în mâini săbii de lemn. Săbiile cu care jucăm noi amintesc de cei 14.000 de prunci care au fost uciși la porunca lui Irod ce conducea regatul evreu. Oamenii sunt mânați în acest ritual de dorința de a duce mai departe tradiția. Se adună în acest joc păgân atât copii cât și oameni maturi. Vă invităm să urmăriți jocul ursului de la Dărmănești și dansul irozilor prezentate de elevii de la Liceul Tehnologic Dărmănești. Nu va juca, dar Sfântul Nicolae e mâna mea. Hei, vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Hei, tot în coate și-n genunche, tot în coate și-n genunche. Hei, și s-apropie de sat, și s-apropie de sat. Hei, la neveste cu bărbat,
la fete de măritat. Ha, măș Gavrile Javră mare, urs Gavrile Javră mare, scoală-te-n două picioare, scoală-te-n două picioare. Hai să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine, că-și tu mă asculți pe mine, că-și tu mă asculți pe mine. Hai, nu mai asculta tu zău, nu mai asculta tu zău, dar ți-e teamă de cearlău, dar ți-e teamă de cearlău. Hai, că cearlău-i pironit, că cearlău-i pironit, pentru corpul tău gătit, pentru corpul tău gătit. Ha, și făcut de un moș de-al meu, și făcut de un moș de-al meu. Ai măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Ha, 7 săptămâni de post, 7 săptămâni de post. Ai de când pe acasă n-am fost, de când pe acasă n-am fost. Ha, și acasă când am ajuns, și acasă când am ajuns. Ai am găsit la cătul pus, am găsit la cătul pus. Descui la cătul cu mâna, descui la cătul cu mâna. Intr-o casă cu deasâla, intr-o casă cu deasâla. Țiganca când mă văzu, țiganca când mă văzu. Ca pământul se făcu, ca pământul se făcu. Ea strigă în gura mare, ea strigă în gura mare. Unde-s paralile tale, ca să duci în casă sare? Tu paralelele vei, tu paralelele vei. Și te lupți cu cine vrei, și te lupți cu cine vrei. Come on!
Da, aplauze, aplauze pentru coșii de la Dărmănești. Colindătorii, suntem toți din nou copii. Simțim gustul sărbătorii, primim vestea nașterii. Vă spunem doar atât. Grupul Răzeși și Quartetul Cetina al Școlii Gimnaziale Măgirești, coordonate de profesorul Pruteanu Costache și corepetitorul profesor Chira Adriana. Solistă Belciu Sorana Iuliana. Și desigur, în aplauzele dumneavoastră, să-i urmărim! Catedrimonii de plumb, dirijat de plaja Treții Zăpeții. Despre orizont sau un clichet de zugălăi, de la Sania lui Moș Crăciun, e semn că sărbătorile de iarnă sunt de parte. Copiii se organizează încet să colinde pe la casele oameni. Poate e cel mai bun obicei. Străbun, ce ne aduce an de an de bucurie. Să păstrăm, așadar, valorile folclorului nostru și să prețuim cum se cuvine tradiția strâmbușească.
Quartetul Cetinalco va interpreta colindele la Betlehem Colonjos și Leagă în Ver. Vă dorim audiția plăcută!